Sunt Răzvan Alexa. Specialitatea mea este marketing afiliat cu PPC. De aceea, de multe ori, dacă veți întreba dintr-un punct de vedere al unei agenții cum se face PPC, nu vă voi putea spune, pentru că eu sunt 100% pe cont propriu, așa am fost întotdeauna, și cu fonduri proprii, așa încât focusul va fi cum să fiu un afiliat PPC, pentru cine este interesat, și de asemenea focusul meu este pe piețele .com, asta însemnând Statele Unite, UK, și acum mă pregătesc să intru pe Germania și pe Franța. De ce nu fac afiliere în România? Motivul este foarte simplu. Volumul nu este suficient pentru a mă motiva să activez pe această piață. Am să vă dau un singur exemplu. Și ar trebui să fie un principiu pentru toată lumea atunci când se apucă de afiliere. Întotdeauna trebuie să pleci de la ideea câți bani faci. Nu întâi să construiești ceva și apoi să vezi cum îl monetizezi. Întâi pleci de la monetizare, în jurul monetizării construiești restul. De ce spun asta? În momentul de față, numai pentru piața din UK, am o listă de 15.000 de produse, deci 15.000, care oferă un comision de peste 20 de lire, deci de la 20 de lire în sus, per produs vândut. Practic, piața este imensă. Aici vorbim numai de UK, pe US probabil că sunt și mai multe. În România am experimentat anul trecut un model de PPC, am trimis vreo 3.000 de click-uri, am avut vreo 5 conversii. Așa o conversie n-am avut nici atunci când abia începeam PPC-ul și citeam cartea lui Perry Marshall. Așa că am considerat că sunt mai multe motive. Fie paginile nu sunt făcute bine, fie softul nu funcționează bine care face tracking-ul, fie se face shaving, care înseamnă ștergerea comisioanelor, fie. Prea mult de fie, prea mulți bani investiți, prea mult de click-uri și prea puțin return on investment. Așa că m-am limitat la, să zicem, the road more traveled, și anume piețele din afară. Dacă vor mai evolua un pic, probabil că mai mulți ca mine, care, spre surprinderea multora, suntem foarte mulți în România care facem afiliere pe .com. Chiar mai mult decât am așteptat, inclusiv din Iași, deci pare neașteptat. Însă, la nivel de PPC, cine vrea să intre, eu sincer recomand cartea lui Perry Marshall. Este The Definitive Guide to AdWords. Nu aveți nevoie de altceva să citiți pentru a intra în PPC. Asta e tot ce aveți nevoie. Merită chiar și investiția. Este una din puținele e-book-uri care recomand să le cumpere cineva. Deci Perry Marshall, The Definitive Guide to AdWords. De fapt, nu trebuia să spun acum acest lucru, ci să pun ca un post pe blogul meu cu un link de afiliere acest lucru. Din ciclul Practice What You Preach. Așa. Iar acum, sunt, de obicei, sunt foarte lapidar, pentru că am învățat, lucrând pe .com, că concizia este mama succesului. Ce aveți aici? Îmi observați extrema experiență cu PowerPoint. Am pus un fond gri pentru link-uri, dar nu se vede absolut deloc. E bine. Însă link-uri le găsiți pe razvanalexa.ro. Ce aveți aici este atunci când cineva vrea să înceapă ca afiliat, cam asta are nevoie să folosească. Acestea sunt link-urile de care ai nevoie dacă vrei să intri ca afiliat pe .com sau pe UK. Să vedem cum deschide acesta. Primul dintre ele este un post al lui Sugar Ray. Este un CEO din Canada. Este felul meu favorit de blogger. Scrie cam 20-30 de posturi pe an. Cele 20-30 pot fi luate, se face o carte la sfârșitul anului cu ele lejer. Nu spune nimic despre ce a făcut ieri sau alaltă. Asta face pe Twitter, de aceea o urmăresc pe blog, dar nu și pe Twitter. Ăsta este un post care, practic, este un business plan pentru orice afiliat. Vă recomand să-l citiți odată, să-l mai citiți odată, să-l mai citiți odată. Are foarte multe link-uri care merg în alte posturi de ale sale. Și tipul acesta de conținut este timeless, deci chiar dacă a fost scris acum 2 ani, este la fel de valabil și în ziua de azi. Și un alt tip pentru cine vrea să urmărească asemenea tip de informații, întotdeauna uitați-vă la blogul unui blog serios, mai puteți găsi ceva surse.
acest post este prea complet, este pur și simplu o temă pentru acasă, să zicem. Probabil că am 2-3 săptămâni este material de studiu. La nivel de forumuri, forumurile, din nou, sunt un loc unde am cam renunțat să vizitez. Am doar vreo două locații care sunt interesante. Wicked Fire, care este un forum unde se discută mai mult Black Hat și alte chestiuni de a face punca mai ușoară. Așa. Iar al doilea este Affiliates for You, care este un forum excelent din UK. De obicei, atunci când am nevoie de o informație, aici întotdeauna răspunde cineva, plus că mai are și alte bonusuri pe lângă. Ca întotdeauna, întrebarea este de unde găsești programele pe care să te afiliezi. Acesta este un alt site excelent pentru referințe, cumbrovski.com. Listează, aici sunt o listă de affiliate directories, unde găsiți programe de afiliere. Însă, atunci când vă afiliați la asemenea programe independente, trebuie să țineți cont de un anumit lucru. Există o posibilitate să nu vă luați bani. Nu numai în România se practică acest lucru, pe .com sau pe UK este valabil la fel de mult. Probabil că sunt bani de vreo 2-3 mașini care au rămas neîncasați pentru că diversi publisheri au decis să-și închidă programul, au vândut programul, cel care a cumpărat nu l-a mai recunoscut, etc., etc. Ultimul exemplu care l-am avut a fost cu celebra Getty Images. Cred că toată lumea a auzit de providerii de stock photos de la Getty Images. Atunci când au vândut site-ul, au plătit comisiunile de afiliere cu vreo 6 luni. Pentru liste de affiliate networks, recomand tot acest site, tot al lui Kumbrowski. Aveți o listă cu toate rețelele de afiliere, atât US, Canada. Poate veni ca un news pentru cea mai multă lume, dar Google are și o rețea de afiliere, între alte multe aspecte. Aveți rețele din UK, din Europa, din Canada. Practic, discutăm de câteva mii de magazine care toți pot fi potențiali parteneri de afiliere. Și pentru cine este interesat de news din domeniul afilierii, este un agregator de tipul PopURLs pe care îl puteți accesa. Scuze de întrupere, vine acum cafea, deci dacă vezi cafea e în spate. Da, se pare bine, am folosit internet. Deci, ca să sintetizez, așa cum v-am zis, îmi place să țin lucrurile la obiect. Aveți, atunci când intrați pe afiliere PPC, aveți două metode. Fie direct linking, fie linking prin landing page. Eu, personal, nu sunt un fan al lui Google. Făcând afiliere pe .com și pe UK, am mai mult decât suficient trafic din Yahoo și din MSN AdCenter, iar conversia de pe Yahoo este cam dublă față de cea de pe Google. Google pentru mine este foarte stresant prin toate capriciile și toate schimbările de reguli și toate alte chestii care le impune, plus că are un dispreț pentru afiliați în general. O să vă dau numai un exemplu. Prima investiție care a făcut-o a fost în diverse scule de automatizare a activității. Am făcut o campanie pentru un comerciant pe turism, care conținea cam 1000 de trupuri pe diverse destinații. Fiecare trup avea 4 keyword-uri, toate pe exact match. După ce am uploadat aceste 1000 de trupuri, Google, după inimia sa, mi-a închis contul. O să știe de ce, nimeni nu-ți răspunde. Asta este atitudinea. În schimb, atunci când am avut cont pe Yahoo UK, după o săptămână, m-au sunat să-mi ureze bun venit și să mă întreb cu ce mă pot ajuta. AdCenter UK, același tratament, la o săptămână după ce am deschis contul, am primit telefon să mă întreb ce pot face pentru mine. Google mi-a închis contul și mi-a zis că așa vor ei, pentru că eu nu am dreptul să întreb nimic și sunt un vierbe și să-mi văd de treabă. Asta este atitudinea.
cine mai urmărește știe că au închis aproximativ 200.000 de conturi de afiliere pe PPC în US, oameni care cheltuiau inclusiv la cifre de 100-200.000 de dolari pe lună. De ce? Ca așa au vrut ei. Nu trebuie să știm ce în fața nimănă. Au fost, în ultima vreme, niște campanii pe scam. Nu, nu vorbim de rebuilds aici. Nu vorbim de rebuilds. Din cauza asta, majoritatea așa cred. Asta este o explicație oficială care nu stă în picioare. Atunci când mie mi-au închis 3 conturi care aveau peste 1000 de adrupuri, nu avea niciun review. Asta vine din cauza... Asta a fost mai ales pe problema de folosire a Google pentru... a brandului Google pentru a promova... Acolo vorbim de Google Manager. Asta este un alt produs. Deci sunt activ și pe piața de CPA, așa că știu ce vorbesc despre Google Manager. Astea sunt niște scuze de genul Mad Cats, care sunt scuze oficiale de spus la affiliate networking. Sincer, nu îmi place atitudinea de a elimina oameni doar pentru că așa vrei tu. Măcar poți să dai un comunicat oficial, să spui că cine face din astea, de momentul ăsta este eliminat. Și atunci totul este ok. Între timp s-a încărcat. Asta este affiliate pass. Deci aici puteți vedea știri de pe cele mai importante bloguri de afiliere, mai puteți descoperi oameni interesanți, etc., etc. Unul din locurile de vizitat. Așa, ca să revenim la... am divagat. Principiul meu este de a începe cu direct linking pentru a testa produsul. Nu merită, din punctul meu de vedere, nu merită investit în landing page-uri și în site-uri și în content development dacă produsul nu are potențial. Și atunci încep cu o campanie de direct linking pe Yahoo și pe MSN. Depinde de ce vindeți. Dacă vindeți un serviciu, atunci părerea mea este că merită un landing page. Dacă se vinde un produs, după mine, un landing page nu face decât să piardă click-uri. Atunci când faceți un PPC pe un produs, deci nu pe un termen general, hai să schimbăm cuvântul laptop, nu? Deci nu mai vorbim de laptop, vorbim de GPS, da? Atunci când veți face PPC pe GPS, veți pierde toți banii foarte relaxat. Atunci când veți face PPC pe GPS Garmin 100C, acel client sau cel care dă click deja știe ce vrea, nu mai este nevoie de încă un landing page. Eventual puteți face un landing page cu deal-uri în care să-i spuneți unde îl găsește la cel mai mic preț. Aici intervine acțiunea de a face un comparator de prețuri. Iarăși ar fi o idee, nu? Scrie cu Bel să reține pentru... facem brainstorming live acum. Cam asta ar fi modul de lucru atunci când dezvolți. Întâi trebuie testat. PPC-ul are dezavantajul că atunci când testezi pe banii tăi. Asta e. Pe SEO poți testa doar pe timpul tău. Pe PPC testezi pe timp și pe bani. E un pic mai costisitor. Principiul meu este că dacă din 50 de click-uri nu s-a făcut o vânzare, produsul nu merită sau e ceva în regulă cu landing page-ul sau cu tracking-ul sau altele, nu am timp să descopăr care e problema, trec mai departe. După cum v-am zis, când ai 15.000 de produse la dispoziție, nu ai timp și nici nu are rost să te consumi foarte mult. De ce dau toate aceste informații? Sincer, pentru că vorbim de un volum foarte mare, dați seama, 50 de click-uri la un click mediu actual de 20 de cenți, 50 de click-uri înseamnă cam 10 dolari, deci ca să testezi 1000 de produse, deja discutăm de 10.000 de dolari. De asta spun că trebuie alese foarte bine cum le alegeți. În funcție de numărul de căutări, ce concurență are, în momentul în care ați găsit un produs care convertește, merită investit într-o campanie SEO. Ce v-a zis cum el mai devreme. Făcut site, content construit, links, sau făcut un authority site. Dacă veți citi ceea ce scrie Sugar Ray, veți vedea că shift-ul actual este spre a face authority site, deci nu mai faci mini-sites care era moda. Eu înțeles că și în acest domeniu sunt mode, ca în moda, ca în fashion, tot așa și în domeniul nostru. Acum 3 ani era la modă să faci mini-sites. Acum este la modă să faci authority sites în care acoperi, să spunem, toate GPS-urile, cu reviews, informații. Probabil peste vreo 3 ani vom reveni la mini-sites, vom începe să construim iar mini-site-uri, câte un site pentru fiecare aparat GPS. Revin, totul ține de testare, de experiența proprie. Și oricine vă va spune că dacă dând 70 de dolari, cumpărând un e-book, îți face 20.000 de dolari pe lună, vedeți-mă,
am vândut destule e-book-uri din asta la viața mea, nu funcționează, nici măcar nu le-am citit, de vândut sau vândut bine. Asta e. Nu există o soluție magică și nimeni nu vă poate promite nimic. Nici locul în Google, nici să faci 30.000 de dolari pe lună cu PPC, nimic în toate astea. Trebuie să mai lăsăm, aș vrea să las, să iau întrebări. Pentru mine e întotdeauna frustrarea când merg la o conferință este că nu este timp pentru întrebări. Așa că eu cam ce am avut de zis, am zis, fire away, întrebări, dacă nu, e cafea. Cum ne putem da seama că anumite rețea și ne poate da țeapă? Avem anumiți indici pe care ne putem lua sau... Absolut niciun indici. Deci eu, cele mai mari rețele de pe US... Cele mai mari rețele de pe US sunt Commission Junction, Linkshare, Google Affiliate Network și ShareSale. Cea mai mare neplată care am avut-o a fost de la Linkshare, care era la momentul respectiv prima rețea. V-am dat exemplu cu Getty Images, care e pe o rețea mai mică. Au vândut firma acum un an, abia după 6 luni au plătit comisioanele. Nu există absolut nicio garanție că rețeaua se va ocupa să vă recupereze banii. Absolut niciun. Și spunea seara de o regulă, am uitat tipul care a spus-o cu, dacă dintr-o 100 de campanii, 20 vor fi profitabile sau ceva de genul, poți detalia? E clasica regulă a lui Pareto, care o știe toată lumea, din, probabil că în PPC e chiar mai pesimistă ca în lumea, ca în restul lumii. Dacă veți testa 100 de produse, veți face bani probabil cu 10. În concluzie însă, cu cele 10 veți face bani, să spunem, minim un an, dacă produsul va fi menținut pe piață. Cu alte cuvinte, veți testa 100, vor face bani 10, cele 10 ar trebui să vă aducă bani încă 6 luni ca să compenseze investiția inițială cu cele 90. Din păcate, în România este mult mai dificil de aplicat acest principiu, pentru că nu avem, e foarte greu de găsit creditare, pe urmă, pentru asemenea business investitori. Afiliații mari din state sau din Anglia pot face acest lucru foarte ușor, aplică pentru 10 carduri de credit, au o descoperire de cont totală de 50.000 de dolari, cei 50.000 de dolari îi folosesc, obține un return on investment, să spunem, de 10%, Atunci când lucrez cu rețele de CPA, care sunt cost per action, e un subdomeniu al afilierii în care primești bani pentru fiecare acțiune care o face. Aici sunt cei cu rebuild de care vorbeam. Va veni cu cumpărătorul, comandă ceva, o mostră sau ceva. Se înscrie, downloadează, tu primești 20 de dolari pentru că el s-a înscris sau a downloadat. Când lucrez cu asemenea rețele, plata se face luna următoare. Deci plătesc, până le plătesc chiar la 15 zile. Când lucrez cu rețelele gen Linkshare sau Commission, în primul rând nu vor plăti prin virament, pentru că se pare că băncile americane nu știu că există bănci în România. Vor plăti prin cec. Cecul va dura două săptămâni până îl veți primi, încă o lună până îl veți încasa. Discutăm de două luni. De asta, personal, prefer rețelele din UK, care plătesc prin PayPal, din nou la două săptămâni. Model de business mult mai atractiv pentru mine. N-ai zis nimic de Clickbank. Ai vreo problemă cu ei? Clickbank, sau cum este denumit în limbajul afilierii, Crapbank. Clickbank, din punctul meu de vedere, acum am înțeles că, ca să explicăm pentru toată lumea, Clickbank este un marketplace pentru e-book-uri și software. Oricine a început pe afiliere, a început cu Clickbank, este cel mai deschis, este în mod automat admis în toate produsele. Ce este dificil, să spunem, la Clickbank, de diferențiat produsele de calitate de cele de mai slabă calitate și, în al doilea rând, fiind considerat entry point-ul pentru afiliere, competiția este foarte mare. Deci, sunt e-book-urile, vor fi promovate de mii și mii de afiliați. Dacă faceți SEO, să spunem că într-un fel diferențierea este mai ușoară în funcție de cei care știu ce fac, cei care nu știu ce fac. Dacă faceți PPC, deja este un adevărat suicide road, ca să spunem așa. Imaginați-vă că aveți pe prima pagină din Google, aveți 10 locuri. Deci dacă sunt 100 de oameni care fac PPC pentru un produs, se vorba de cele 10 locuri. Ajungeți la 3 dolari pe un click fără nicio problemă.
la $3 pe un click, deja ar trebui să vindeți, să aveți o conversie de 1 din 10, cel mult, ca să obțineți o vânzare. Și de asta nu prea folosesc clickback. Pentru cei care încă nu s-au apucat de afiliere și ar fi interesați să apuce, ce le zici? Deci apucați-vă, o să puteți să câștigați mai bine decât ați câștiga în momentul ăsta, ținând cont că întrebarea, cred că e mai simplu așa ca să răspunzi în forma asta. Cât poate câștiga un affiliate senior? Sute, mii, zeci de mii. Deci, în primul rând, orice afiliat care vă va spune câți bani câștigă, de fapt nu-i câștigă. Cine câștigă bani din afiliere nu va spune niciodată cât câștigă și nici o sumă. Să zicem că eu personal, eu am început cu PPC-ul. Pentru PPC aveți nevoie de capital. Capitalul minim de intrare în ziua de azi ar fi un $10.000 minimum ca să poți intra pe piață să testezi niște produse. Însă, dacă în momentul în care îți găsești metoda, să spunem că poți avea o viață foarte confortabilă făcând PPC cu afiliere. Eu sunt complet independent, nu lucrez pentru nimeni, nici nu dau consultanțe, nici nu... Sunt pur și simplu propriul meu stăpân. Atât voi spune de vedere al banilor. Nu voi da cifre, da, pentru că... Nu trebuie să dai cifre, trebuie să zici mii sau zeci de mii, ca să fie mai pe lună, na. Ori depinde, din nou spun, depinde, deci dacă... Puteți să o calculați singur. Dacă luați un produs care vă oferă o comisiune de $30, dacă veți vinde 100 de bucăți pe lună, ați făcut $3.000. Dacă aveți un return on investment de 50%, veți face $1.500. Nu e atât de greu. Deci poți câștiga relativ ușor $1.000, să spunem, sau 2 sau 3. Ce pot să mai adaug aici? Niciodată nu e sigur venitul ăsta. Adică luna asta poate să meargă, luna viitoare s-ar putea să faceți 0. Puteți să faceți 50.000 luna asta, să zicem, cu return de 120%, adică aveți 10.000 profit. Și luna viitoare s-a dus oferta, sunteți la 0. De asta e bine momentul în care găsiți o ofertă bună, să începeți să faceți un site în jurul ofertei, pentru că asta va aduce, chiar dacă mai puțin volum, în timp crește și aveți ceva pe care să vă bazați, pentru că sunt foarte mulți affiliate marketeri care au câștigat foarte mult, s-au început să se plimbe prin toată lumea și la un moment dat s-au trezit bankrupt. Exact din acest motiv. Deci piața CPA de care vorbea este foarte volatilă. Exact din acest motiv eu am trecut pe piața de produse care sunt un pic mai stabile în timp. De exemplu, am un... Bine, și mai interesant este lead generation, care nu este prezent la noi. Specialitatea mea este pe lead generation și în ultima vreme asta fac. Am un comerciant cu care lucrez de aproximativ 3 ani de zile. Îi generez lead-uri. Deci, de punct de vedere al serviciilor, stabilitatea este mai mare. Dacă promovați un get rich quick scheme de genul celor cu Google Money 3, atunci probabil că... O să faci foarte repede $1.000.000. Deci durata de piață e cam 6 luni, să zic, nu cred că... Depinde de margin, de... Dacă nu arestează pe cel care a făcut oferta, s-au întâmplat și din astea anul ăsta. În cât timp vezi că piața din România o să poată măcar spera la un program de afiliere suficient de complex încât oamenii să renunțe la ceea ce fac ei jobul lor și să apuce în România, pe piața din România? Sau altfel spus, un program ar fi. Ce? Piața. Când crezi că ar putea piața să fie suficientă pentru ca cineva să renunțe la un job și să se apuce numai de afiliere, dar în România? Părerea mea este că ține de penetrarea de internet în România și de educația oamenilor de a cumpăra online. La asta se rezumă. Lucruri pe care nu poți să le estimezi eu pentru că țin de alții. Ca să vă dau un alt exemplu. Eu personal îmi fac toate cumpărăturile din afară pentru că prețurile sunt mai ieftine. Am spus multor oameni să-și cumpere haine, să spunem, de pe un site din afară, oameni de vârsta mea au spus că le e frică pentru că nu se potrivesc mărimile. Asta, de asta oamenii nu vor cumpăra online, vor avea o reticență pentru că cred că nu se potrivesc mărimile. Aici ține de diverse asociații să facă educația consumatorului, să spună că există o mărime universală și că pot cumpăra online. Asta e. Până atunci, revenind la sisteme, totul ține de a avea un sistem în care oamenii să aibă încredere. Eu, după ce am trimis 3.000 de click-uri făcute pe aceeași metodă care o folosesc în .com, unde am return on investment de 50-60% și o conversie de 10%, atunci când în România am o conversie de 0-3%, deja e clar.
Mie nu mai îmi dă nimeni înapoi banii care i-am investit în cele 3000 de click-uri, din păcate. Așa că va mai dura un pic până mă întorc. Amazon? Ești partenerul Amazon? Întrebarea a fost dacă lucrez cu Amazon. Nu lucrez cu Amazon pentru că Amazon are un cookie, ca să explicăm ce e un cookie. Cookie se introduce atunci când tu trimiți un client de pe afiliere. Acel client va avea în calculatorul cookie, un nu sunt programator, așa nu știu cum să-i spun. O bățică de cod care... O bățică de cod. Care... Exact. Când să, la ce folosește? Dacă omul intră astăzi, se uită, vine peste 3 zile, cumpără, tu oricum primești comisiune. Durata unui cookie este undeva de la 30 de zile până la un an, revenind la Amazon. Durata cookie-ului lui Amazon este de o singură zi. Deci dacă omul nu a cumpărat în 24 de ore, cookie-ul a fost anulat. Din punct de vedere al PPC-ului, nu îmi pot permite să trimit clienți Amazonului să nu cumpere în 24 de ore și după aceea să cumpere încă 3 ani de la Amazon fără că eu să primesc nimic. Asta e. Ce rețele românești de afiliere? Două? Am încercat două parale și... De aia vreau să folosesc. Nu știu de alta. O folosesc de 3 zile, din acest motiv am întrebat. Totul depinde de... Nu vreau să generalizez conversiile. Poate sunt alții care obțin conversii foarte bune. Eu am testat cam 30-40 de comercianți care aveau programe de afiliere. Conversia a fost cam de 0,5%. Mult prea puțin. În condițiile în care am făcut PPC targetat. Probabil că dacă acei consumatori vin de pe blog, conversia este și mai slabă. Nu știu. Nu voi emite judecăți în ceea ce mă cunosc. Dacă mai sunt întrebări, dacă nu, rămâne zona de networking, puteți să vă adresați întrebări pe după, în perioada de networking, da? De, ok, mulțumesc! Mulțumim și noi pentru participare! Ok, deci acum avem și cafele în spate, puteți să mai rămâneți. Vă mulțumim mult pentru că...